Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor Aleluia. Încă o dată cu smerenie, dar plin de bucurie În fața poate a 500 de oameni Aș vrea să mai spun o dată lucrul acesta Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor Amin. Pe lângă faptul că El primește lauda și este cuprins de laudă aceasta este o caracteristică pe care nu o putem ignora, a faptului că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt. Și pentru ca să avem libertatea în momentele următoare, stând în fața lui și în fața Cuvântului, aș vrea să vă întreb un lucru. Câți dintre dumneavoastră credeți căci Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și este adevărată? Aș vrea să citesc un verset din această carte, înainte de a citi textul din care se va vorbi. Psalmul 18 cu versetul 3 spune în felul următor. Eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Aleluia pentru ca să avem libertate atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, având certitudinea că El se poate prezenta și să ne vorbească, avem nevoia să fim liberi, liberi de orice gând, liberi de orice vrășmaș din văzduh care ne poate apăsa sau despărți de prezența lui Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce spune psalmistul. Și aș vrea să vă întreb, aș vrea să lăsăm acest verset, să vă întreb ce trebuie să facem noi. Am auzit pe cineva în sală spunând, ce trebuie să facem? Să strigăm, lăudați să fie Domnul. Vreți să facem lucrul acesta? Sau vreți doar să zicem, lăudați să fie Domnul? Eu vă spun ceea ce spune cuvântul Domnului. Aceasta ne spune cuvântul Domnului, dacă vrem cu adevărat să fim liberi, trebuie să ne înălțăm vocea mai tare decât altă dată și în așa fel încât mai apoi să fim liberi. Aș vrea să vă spun că noi am experimentat această făgăduință. Am fost într-o tabără cu tineretul și am început ultima seară de tineret în felul acesta. Vă voi spune dacă Domnul mă va ajuta în timpul mesajului ce s-a întâmplat în acea noapte. A faptului că acei care vin cu inima sinceră, Îndeplinind promisiunea lui Dumnezeu, pot cu adevărat să simtă prezența lui Dumnezeu. Vreți împreună să spunem de trei ori că mă gândesc că în prima fază o să spunem mai încet, după aceea normal și mă gândesc că a treia oară o să o spunem cu toată puterea. Dacă vrem cu adevărat ca să fim liberi și să-l vedem pe Dumnezeu în această seară, haideți să spunem de trei ori plin de bucurie și dacă se poate chiar să și strigăm lăudați să fie Domnul. Haideți plin de bucurie! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul în veci de veci! Amin. Haideți să deschidem Sfânta Carte la pagina 1028, Ioan capitolul 4 de la versetul 1 și vom conclude în versetul 28. Ioan capitolul 4 de la versetul 1 și versetul 28 inclusiv. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samari. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să biau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritiancă i-a răspuns. Cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samaritiancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu în viac, nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici ca să scot. Du-te, i-a zis Isus, te pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum. Nu ți este bărbat, aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia i se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acel. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci, femeia și-a lăsat găleata. Și încheiem aici citirea textului Amin. Haideți să le ocupăm locuri. Dragii mei, sunt plin de bucurie în această seară pentru că am harul de a fi cu dumneavoastră și totodată o responsabilitate și un privilegiu de a sluji înainte lui Dumnezeu. Mulțumesc fratelui Nelu pentru invitație. Și ori de câte ori am harul să fiu împreună cu dânsul și cu dumneavoastră, pentru mine este un motiv de bucurie și binecuvântarea numelui lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să ne oprim la aceste cuvinte și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească. Vreți ca să ne vorbească Domnul? Amin. Fratenelul, aminurile îți ca niciodată. O întâmplare palpitantă, care are în desfășurarea ei istorie, religie, credință, frământări, frustrări, tot ce vreți. Dar începe cu un detaliu de care aș vrea să mă leg înainte de a intra în Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4 pe care l-am citit spune în felul următor. Începem cu versetul 3. Atunci a părăsit Iudeia, se referă la Domnul Isus, și s-a întors în Galileea, fiindcă, care este următorul cuvânt? Fiindcă trebuia. Dragi coriști, frați și surori, am o întrebare. Înainte de a privi în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să ne oprim la acest cuvânt preț de câteva minute. Și să vă întreb, în secolul acesta, în postmodernismul acesta relativ, în fie, în, în, unde fiecare face ce vrea și fiecare crede că e bun ceea ce crede el, și nimic nu este absolut, aș vrea să vă întreb un lucru. Mai sunt oameni care au în vocabularul lor, în viața lor, în familia lor, acest cuvânt trebuie? Într-o vreme de libertate, în care toți pot să facă ce vor, nimeni nu te mai obligă și nu te mai restricționează cu absolut nimic. Mai există oameni care au în vocabularul și în viața lor acest cuvânt trebuie? puțini am auzit Aș vrea să vă spun că fiul lui Dumnezeu când a venit pe pământ la vârsta mai apoi de 12 ani a rostit primele cuvinte pe care le găsim în Scriptură și acestea știți care au fost Se afla în templu la vârsta de 12 ani și părinții lui vin și îl caută și el știți ce spune? Nu știați că eu trebuie? Domnul Iisus a început viața și în mod special slujirea trasând un principiu clar de la capul locului. Fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie ghidat, condus... De acest cuvânt, nu mi trebuie. Aș vrea să vă întreb în această seară. Avem domenii în viață unde acest cuvânt lipsește? Eu recunosc că am. Mai este cineva? Nimeni. Dragii mei, Scriptura ambundă în imperative, și anume că noi trebuie să trăim o viață curată, noi trebuie să ne rugăm, noi trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic, noi trebuie să ne păzim, noi trebuie să avem acest cuvânt la baza fiecărei activități din timpul zilei. Dacă am avea un astfel de principiu, și dacă ați avea un astfel de principiu, ar fi trebuit să fiți în Casa Domnului joia trecută, când am fost aici la părtășie. Ce s-a întâmplat? Dacă am avea un astfel de principiu, bisericile nu ar duce problemă, n-ar avea problemă în domeniul financiar, n-ar avea problemă în domeniul rugativ, n-ar avea problemă în niciun domeniu, dacă am avea acest principiu bine sădit la baza noastră. Dar realitatea este aceasta. Prea puțini. Mai au la bază acest cuvânt: trebuie. Nu vă supărați, m-am uitat peste dumneavoastră. De multe ori venim la biserică și ne mulțumim să ne uităm la acest cântăresc care cântă extraordinar de frumos. Și noi ne bucurăm doar ascultându-i. Oare noi nu trebuie să cântăm în casa Domnului? Vă întreb. Oare noi nu trebuie să participăm în casa Domnului? Știți că în casa Domnului nu este scenă și spectatori. În casa Domnului este o scenă, iar spectatorul este Domnul. De aceea mă rog, ori de câte ori venim în casa Domnului, când este momentul cântării să cântăm toți, când este momentul rugăciunii să ne rugăm toți, când este momentul slujirii să slujim toți, când este momentul dăruirii să dăruim toți, când este momentul de venit la biserică să venim toți și toți împreună să fim lucrători împreună cu Domnul. Dragii mei, Aș vrea să vă spun un lucru. Acei oameni care au acest principiu la baza lor, acest cuvânt numit trebuie, de fiecare dată când se pleacă pe genunchi, au ce îi spune Domnului. Acești oameni care au acest principiu la viață, în, în viața lor, trebuie, când merg înaintea oamenilor, nu le este frică. Pentru că știu. Că cel care conduce toate lucrurile este Dumnezeu. Și atunci, când noi ne îngrijim de problemele Domnului, și El se îngrijește de problemele noastre. Aș vrea să vă las o temă de casă. În care din domeniile noastre nu avem bine stabilit și pus la punct acest principiu numit trebuie? Știți că eu ca și soți și dumneavoastră ca și soți trebuie să ne comportăm. Frumos cu soțiile noastre și viceversa? Știți că în absolut fiecare domeniu al vieții noastre trebuie să fie un trebuie? Și dacă nu este, mă rog în această seară, ca Dumnezeu să ne ajute să ne punem la punct la acest domeniu. Aș vrea să vă spun că de acest cuvânt nu vom scăpa niciodată. Spune Scriptura în 2 Corinteni, în capitolul 5, cu versetul 10, următorul lucru: Căci toți dintre noi. Trebuie să ne înfățișăm într-o zi, înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Dacă aici, venirea la biserică este un lucru opțional, dacă aici rugăciunea este un lucru opțional, dacă aici slujirea este un lucru opțional, într-o zi nu vom scăpa de acest cuvânt, ci atunci toți va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Aici, eu nu vă cunosc, fratele Nelu nu vă cunoaște. Nu știm cât practicăm acest principiu, cât de mult îl practicăm, dar va veni o zi în care nici acolo nu vom scăpa de acest cuvânt, ci toți va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei tineri, dacă veți avea la baza vieților voastre cuvântul trebuie, să nu vă fie frică când vă veți căsători. Că Dumnezeu vă va da partenerul care trebuie. Când ai la bază principiul trebuie. Nu ți e frică de ziua de mâine, pentru că știi că stai în fața unui Dumnezeu care îți poate purta de grijă dacă i-ai fost credincios, dar oamenii care nu au la bază acest principiu, duc o viață de derută, o viață de frică și de teamă, o viață în care nu știu unde se află și în se îndreaptă. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în cel mai serios mod să ne gândim în care domenii suntem deficitari și să ne stabilim clar, de astăzi trebuie ca viața mea să se schimbe în ceea ce privește vorbirea și zic, Doamne ajută-ne! În ceea ce vorbește gândirea, știți, am găsit un verset în Sfânta Scriptură că Dumnezeu pedepsește și faptele și gândurile noastre. Știți că trebuie să avem un principiu clar stabilit, un trebuie și în dreptul gândurilor noastre, chiar în aceste momente. Eu trebuie să nu mă gândesc niciodată la lucruri care aduc Blestem. Numele lui Dumnezeu. Vorbele mele trebuie să fie altfel. Vorbele mele trebuie să aibă un trebuie. Dragii mei, aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a trebuit să treacă prin Samaria și eu cred că același lucru îl face și astăzi. El a trebuit și în aceste momente este în casa lui Dumnezeu și mă rog ca fiecare să beneficiem de această prezență a Domnului. Scriptura spune că la un moment dat Domnul Iisus ajunge în Samaria și se așează lângă o fântână. Era undeva pe la ceasul 13, ora 1 la miază. Era cald, ca și aici. La un moment dat, din depărtare, se apropie o femeie. Nu era obicei a scoate apă în timpul zilei când era cel mai cald. Vine această femeie la această oră pentru că dorea să nu se întâlnească cu nimeni. Vrea ca să nu aibă de-a face cu absolut nimeni o femeie care avea probleme în viața ei, așa cum sunt mulți în această seară, oameni cu probleme. Și când se apropie de fântână surpriză, în loc să nu fie nimeni acolo, vede din în depărtare că vine, că este cineva. Se apropie și vede că surpriza este de fapt mai mare, în loc să fie o femeie, este un bărbat acolo. Cu cât ajunge mai aproape și intră în discuție, mai mare surpriza. Bărbatul este unul dintr-o altă națiune, un evreu. Și acolo are loc o discuție care se încheie cu un gest. Și aș vrea să vă întreb dacă ați fost, ați fost atenți la citirea cuvântului Dumnezeu. Cum se încheie această discuție? Care a fost ultimul cuvânt pe care l-am citit în această seară? Ultimul cuvânt. Cuvântul găleată. A avut loc o discuție grea a avut loc o discuție inconfortabilă, la fel cum probabil sunt multe predici. Și femeia, la finalul acestei discuții, a ales ce a făcut. A lăsat găleata. Cu ajutorul Domnului, în această seară, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat în felul următor. Lasă găleata jos. Lasă Găleata jos. A avut câteva motive pentru care această femeie a stat cu această găleată în mână în tot acest timp. N-a vrut să renunțe la ea. N-a vrut să renunțe la stilul ei de viață, n-a vrut să renunțe la principiile ei, n-a vrut să cedeze, n-a vrut să capituleze. Și ne vom uita în această seară la câteva găleți pe care le purtăm, poate, unii dintre noi, și la care nu vrem să renunțăm și să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem unde ne aflăm și ce ar trebui să facem. Scriptura spune că la un moment dat, Domnul Iisus o roagă pe această femeie și spune, dăm să biau. Și Domnul Iisus îi spune că dacă ar fi cunoscut el, acea femeie, dacă ar fi cunoscut ea, cine este Domnul? Această femeie n-ar mai fi stat pe gânduri și i-ar fi cerut această apă. Dar femeia spune în felul următor. Cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine femeie samariteancă? Prima problemă acestei femei a fost următoarea. În urmă cu aproximativ 750 de ani, poporul Israel a fost luat din locul unde se afla și a fost dus în robie. Au rămas doar câțiva oameni săraci acolo, în această zonă a Samariei. Și acești oameni săraci, peste acești oameni săraci au venit câteva triburi, vreo cinci triburi de, de, oameni străini. Și au închegat acolo un popor. Mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul Israel s-a întors din robie împreună cu Ezra și Neemia și au început să zidească lui Domnului o casă. Și în momentul când poporul Israel a început să zidească această casă, cei săraci împreună cu ceilalți care au venit între timp s-au oferit să-i ajute la construirea templului. Și atunci evreii au spus așa, voi sunteți străini, nu avem nevoie de ajutorul vostru. Și începând de atunci, undeva în anul 727 înainte de Hristos, până când această întâmplare are loc, timp de 750 de ani, între evrei și samariteni, a fost o veșnică ură. Și această femeie vine și îi spune Domnul Iisus, tu, iudeu, cer de la mine samariteancă? Prima problemă acestei femei, știți care a fost? Neiertarea. știți cât de mult îi urau iudeii pe samariteni? Iudeii se rugau și spuneau așa, samaritenii să nu aibă parte de viața veșnică. Și de multe ori, cei din vremea Domnului Isus așa de mult l-au disprețuit pe Domnul Isus încât au spus și l-au numit Samaritianule. Femeia aceasta a avut o problemă și anume neiertarea. Aș vrea în această seară, dragii mei, să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, se prea poate ca și noi să purtăm această găleată? M-am uitat în Sfânta Scriptură și am găsit un accent foarte mare pus pe acest aspect. La un moment dat Domnul Iisus vine și dă un model al rugăciunii și spune, iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă -ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită cine izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Am citit într-o zi acest capitol, acest text și știți ce am rămas surprins? De concluzia și completarea pe care Domnul a ales să o facă. Matei, capitolul 6, imediat, Domnul a ținut să facă o completare la această rugăciune. Cea mai mare rugăciune dată vreodată omenii. Dată creștinilor pentecostali, dată creștinilor ortodoxi, dată ateilor, dată tuturor. Un exemplu de rugăciune. Și Domnul -a spus, a spus, printre altele, de acum încolo această rugăciune o luați ca model, dar vreau să fac o completare. Nu sunteți curioși ce completare a avut de făcut Domnul la această rugăciune? N-a făcut o completare în ceea ce privește partea de laudă. N-a făcut o completare în ceea ce privește partea de cerere, ci spune în felul următor, imediat după rugăciune. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici Domnul nu vă va ierta. Extraordinar. Rugăciunea noastră este condiționată de această găleată, de acest păcat numit neiertare. Indiferent din ce biserică ai face parte, ascultă-mă bine în această zi. Lucrul care poate împiedica rugăciunea, Lucrul care poate împiedica slujirea, lucrul care poate împiedica veșnicia ta, este acest păcat numit neiertare. Scriptura spune că în Matei capitolul 5, de la versetul 23 în felul următor, când vii la biserică, dacă îți aduci aminte că ai cu cineva o problemă sau nu te-a iertat sau nu l-a iertat, nici să nu îndrăznești să te rogi. Și mai apoi, în Matei capitolul 18, am găsit un lucru important, în ceea ce privește uh, neiertarea și acest păcat. Spune cuvântul Domnului că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent acolo. Dar știți care este condiția? Știți care este titlul deasupra acestui pasaj? Deasupra versetului 12 până la versetul 20 din Matei capitolul 18 avem un titlu: Iertarea greșelilor. Adică cu alte cuvinte, Domnul spune așa: Acolo unde sunt doi sau trei care au iertat, totul și li s-a iertat. Acolo Domnul se coboară. Iertarea este una, unul dintre cele mai importante lucruri. Indiferent cum ne numim, indiferent ce culoare religioasă avem, dacă mai purtăm găleata aceasta cu noi, noi de mirare de ce de multe ori suntem tot în vale. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o. La un moment dat în când Germania nazistă ocupa Olanda în jurul anului 1944, un ceasornicar bătrân a ales să protejeze câțiva evrei acolo și la un moment dat, într-o zi grea, într-o zi fatidică, au intrat peste el naziștii, l-au omorât, au omorât pe toți evreii care îi, îi, îi adăpostea acolo și i-a luat, luat fetele și le-a dus în lagăr. Cea mai tânără se numea Betsy, iar cealaltă Cori boom. Uh, Betsy a murit în lagărul acesta, dar uh, fata lui mai mare a supraviețuit și după doi ani se afla într-o biserică în München, predicând despre iertare și spunând despre iertarea lui Dumnezeu. Și la finalul predicii, undeva din capătul sălii, un domn bine făcut se apropia pe culoar către ea și s-a uitat în ochii ei și a spus următorul lucru, v-am auzit vorbind despre lagărul de externale de la Ravensbruck și în acel moment, în fața acestei doamne, care a îndurat lucruri groasnice, a apărut o imagine, un om îmbrăcat în albastru, cu chipiu, cozoroc și cu două semne de craniu, iar ea, plină de frică, se mișca dezbrăcată în fața lui și au cuprins-o momente de groază. Imediat l-a revăzut pe acest om care a continuat să spună Eu am fost gardian acolo, dar Dumnezeu m-a mântuit, i-a întins mâna și a spus Poți să mă ierți? Ce ați fi făcut dumneavoastră? Dragi frați și surori, Neiertarea este una din gălețile, unul din păcatele care ne ține la pământ și care nu ne lasă să înaintăm pentru că este prea grea. Și în această zi, zic din toată inima, Doamne, ajută-ne să lăsăm această găleată jos. A doua găleată. Se uită Domnul Isus la această femeie și își continuă discuția și spune în felul următor. Dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apa vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți și apă și fântâna este adâncă. A doua găleată care o ținea bine, al doilea motiv pentru care n-a putut să lase această femeie găleata, a fost următorul avea un egoism extraordinar. Fiecare om când mergea să scoată apă, fiecare persoană avea cu el cel puțin două lucruri, o frânghie și o găleată. Și imaginați-vă acum pe această femeie stând față în față cu Domnul, ea ținând găleata în mână și frânghia și Domnul spunându-i, eu pot să-ți dau apă. Și ea îi spune în felul următor, n-ai cu ce să scoți apă, arată-mi cum poți ca să scoți. Mi s-ar fi părut mult mai normal să zic că dacă tu poți să-mi dai această apă vie, aici ai găleata, aici ai frânghia, scoate această apă. Dar femeia s-a retras și a spus, ia să te văd. Scoate apă. Dragii mei, trăim într-o lume în care fiecare, într-o majoritate covârșitoare, suntem pentru noi și facem pentru noi. De multe ori, de prea puține ori, ne gândim la cel de lângă noi. De prea puțini ori ne gândim la slujire. De prea puțini ori ne gândim să ne ajutăm unii pe alții. De prea puțini ori ne gândim că și alții ar avea nevoie. Și mergem pe drumul nostru. Bine că Dumnezeu ne dă nouă putere. Bine că ne putem descurca. Eu să-mi rezolv problemele mele. Dragii mei, aș vrea să vă spun că învățăm această mentalitate foarte mult din media. Lumea, cultura, societatea ne învață. Fiecare pentru el. Fiecare pentru el. Fiecare pentru el. Aș vrea în această zi să ne gândim foarte bine. Oare nu cumva, oare nu cumva avem și noi această problemă? Și pe lângă că era o ființă egoistă, era și negativistă, știi? Și a spus Domnul Isus, n-ai cu ce să scoți, dar vreau să mai spun un lucru. Fântâna adâncă n-ai nicio șansă, fără frânghie și fără n-ai nicio șansă. Și nu e așa că poate mulți dintre noi vedem doar partea negativă a lucrurilor? Mă rog ca dacă cumva sunt persoane în seara aceasta care gândesc că viața îi doar ei și ei și nimeni altcineva, care găsesc împlinire doar în a-și satisface poftele lor și în a-și realiza drumul lor fără să mai fie deranjați de nimeni, fără să mai facă nimica pentru nimeni. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că unul din rolurile noastre este să simțim unii cu alții și să ne ajutăm unii pe alții. Doamne ajută-ne! O altă găleată. una mai actuală. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu în viac nu i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de viață care va țâșni în viața veșnică. Și auziți, doamna noastră, femeia noastră ce spune? Doamne, i-a zis femeia, în original domnule, doamne i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici ca să beau. Imediat se schimbă moneda. Femeia noastră care nu avea, care nu vroia să aibă de-a face cu un evreu. Femeia noastră care s-a purtat cu dispreț față de Domnul Isus. Femeia noastră care nu s-a oferit să-și dea găleata, să-și dea frânghia. Femeia noastră care s-a retras. Dintr-o dată vrea să beneficieze de ceea ce Domnul Isus îi propune. Și știți ce îi spune? Vreau și eu această apă, ca să nu mai viu în fiecare zi până aici. Dragii mei, o altă problemă, o altă găleată pe care o purtăm mulți dintre noi și un alt lucru care apasă și ne apasă și ne îndepărtează de Dumnezeu, știți care este? Vrem să avem o suficiență materială care să nu ne mai facă și să nu mai pună nicio problemă. Materialismul. Trăim într-o lume în care oamenii aleargă într-un mod orbesc să aibă, să aibă și să aibă. Nimeni nu se mai gândește să fie, să fie și să fie ceva. Ci fiecare vrea să aibă, să aibă, să aibă. Nu găsesc explicație uh, la locurile goale din biserică. Nu găsesc explicația faptului că oamenii și creștinii din Irlanda, nu știu cum este aici, că nu se mai implică, nu mai au timp. Oamenii nu mai au timp nu numai pentru biserică, nu mai au timp nici pentru familie. Pentru că în fiecare zi vor să aibă mai mult, mai mult și mai mult. Și ca și această femeie, dacă se poate să nu mai vină la fântână niciodată. Să aibă secretul cum să poată să beneficieze de apa asta și niciodată să nu mai fie sete. Nu știu dacă dumneavoastră vă confruntați cu astfel de problemă, dar aș vrea să vă spun că în Irlanda și în multe alte țări, oamenii aleargă într-un mod orbesc de a agonisi în fiecare zi mai mult și mai mult. Și diavolul are o tactică. Și aș vrea să vă dezvălui, să vă spun tactica pe care diavolul o are față de, față de fiecare dintre noi. Scriptura spune în Exod capitolul 5 de la versetul 8 în felul următor. Exod capitolul 5 cu versetul 8. De aceea, partea a doua versetului, de aceea strigă mereu și vorbește aici despre oamenii lui Dumnezeu, despre biserică. Haidem să aducem jerfe Dumnezeul nostru. Ne oprim la, la acest verset. Imaginați-vă, faraon spune aceste cuvinte, dar imaginați-vă lumea întunericului, cel rău, care face o ședință acolo, se uită peste pământ și vede creștini ca și dumneavoastră, ca și noi, ca și mulți alții, care vor să vină la casa lui Dumnezeu, care vor să aducă jerfe, care ar vrea să se roage mai mult, care ar vrea să cânte mai mult, care ar vrea să facă mai mult pentru Domnul. Și diavolul vede ceea ce se întâmplă, vede dorința noastră și are un plan. Planul îl găsim în versetul următor. În versetul 9, Exod, capitolul 5, cu versetul 9. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după? Dacă se poate, haide să le dăm la oamenii ăștia cât mai mult, dacă se poate un loc de muncă și încă un loc de muncă, dacă se poate la ambisos, dacă se poate în, uh, uh, la ore diferite, în așa fel încât să nu mai bătim de copii, să nu mai bătim de biserică, că marți este biserică, să nu mai bătim de slujire, să nu mai bătim de părtășii sfinte, haide să le dăm la oamenii ăștia de lucru. Aș vrea să vă întreb, de câte ori partea financiară a fost deasupra părții spirituale în viața noastră? De câte ori l-am pus pe Domnul pe locul 2? De câte ori? De cât timp purtăm această găleată cu noi? De cât timp inima noastră bate mai mult pentru a avea decât a fi? De cât în câte zile ne-am sculat și am zis, Doamne, astăzi vreau să fiu mai sfânt, nu să am mai mult, să aduc mai mult acasă, să îmi emulțesc banii, de câte ori, de cât timp purtăm această găleată cu noi. Aș vrea să vă spun un lucru, consecințele omului care e condus și birui de materialism. Scriptura spune că va intra greu în împărăție, Matei 19. La acești oameni este greu să se pocăiască Matei 19 la versetul 16 de data asta. La... Pe oameni ca aceștia te bazezi greu, proverbe 30 de la versetul 7. Oamenii aceștia au întotdeauna probleme și au presiuni mari asupra lor. 1 Timotei, capitolul 6. Oamenii aceștia își pierd timpul cu lucruri fără de valoare. Matei, capitolul 6, de la versetul 19. Oamenilor acestora le este greu să sujească pe Domnul. Matei, capitolul 6, cu versetul 24. Aș vrea, într-un mod foarte serios în această seară, să ne punem această întrebare. Cât alergăm după lucrurile acestei lumi? Și cât alergăm după a fi plăcuți și a sluji lui Dumnezeu. Și o ultimă găleată, poate cea mai grea, poate cea mai periculoasă. Am găsit-o în versetul 16 și versetul 17. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Dute, i-a zis femeia, de pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut. Frați și surori, creștini, doamnelor și domnilor, dacă face ceva astăzi ravagii în viața unui om, într-o familie și în societate, este păcatul imoralității. Dacă acum câțiva zeci de ani, pentru ca un bărbat să păcătuiască, trebuia să meargă distanțe mari, astăzi se află la o distanță de clic. Astăzi diavolul intră mult mai repede în mintea, în inima, în familie și de multe ori în biserică, prin această portiță, prin acest păcat, prin această găleată, prin, această, prin, a, prin acest lucru numit imoralitate. Dragii mei, trăim într-o lume grea. Trăim într-o lume în care diavolul se luptă cu toate puterile ca să distrugă persoane, să distrugă familii, să distrugă biserici cu acest păcat numit imoralitate. Mă îngrozesc de multe ori. Oare cum se uită Dumnezeu la noi când ne rugăm înaintea Lui și ridicăm mâinile înaintea Lui și cunoaște scădințele și păcatele noastre? Mă îngrozesc. Ce se întâmplă în cerul lui Dumnezeu? Dragi frați și surori, este vremea să ne punem serios întrebarea aceasta. De ce nu avem putere să ne rugăm? Pentru că am căzut de multe ori la acest capitol. Dragi tineri, am fost zilele trecute în Mol pentru a mă tunde. N-am găsit altă frizerie pe aici, nu prea știu frizerile. Și când am văzut lumea cu care avem de-a face, am zis, Doamne, ce se va întâmpla cu tinerii noștri? Suntem la o distanță ca diavolul să ne distrugă. Suntem la o distanță ca, dumne... ca uh, să fim îndepărtați definitiv de fața lui Dumnezeu. Am citit niște statistici care m-au uh, pur și simplu dat peste cap. 30 de copii, 30% din copii născuți în America, provin din relații ilegitime. 80% din copii din Islanda proveniți, sunt proveniți și provin din relații ilegitime, 80%. Pentru cei care folosim și majoritatea dintre noi folosim internetul, știați că 8 din 10 pagini au cel puțin o notă de compromis acolo, o imagine imorală, 8 din 10. La ora aceasta, acum, când noi suntem în casa lui Dumnezeu, peste 30.000 de de oameni își bălăcesc ochii în acest păcat, care odată acaparat, odată a intrat în viața noastră, este foarte greu să scăpăm de el. Unde suntem, dragii mei? Am zis, oare care ar fi soluția? Oare ce, oare ce ar trebui ca să facem? Oare ce ar trebui ca să facă biserica? Oare ce ar trebui să facem noi? Vă spuneam la început despre faptul că cu câteva săptămâni în urmă am avut o tabără de tineret în Dublin. Și am venit înaintea Domnului și ne-am rugat. Și am spus, Doamne, vrem ca tu să lucrezi. Și am început într-o seară, în felul cum am început noi aici. Și am zis, noi credem că putem fi eliberați. Putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și începând de la ora 6, cu o pauză de oră între 8 și 9, până cealaltă zi dimineața, tinerii au început să-și mărturisească păcatele. Începând de la ora 10 până la ora 3, a trebuit să stăm și să ascultăm de multe ori problemele tinerilor. Pentru că acolo, unde Duhul Sfânt este prezent, știți care este primul semn, știți ce se întâmplă? încep să se mărturisească păcatele. Atâta timp când noi nu recunoaștem gălețile care le purtăm, atâta timp când noi ignorăm cuvântul lui Dumnezeu, atâta timp când îl lăsăm să treacă și a mai trecut o duminică și n-a fost pentru mine și dacă a fost pentru mine, cine știe dacă a fost pentru mine? Nimeni nu știe, pentru că nimeni nu mă cunoaște. Dragii mei, aș vrea să spun un lucru. Faptul că prezența lui Dumnezeu este într-un loc, se realizează și se întâmplă prin faptul că oamenii încep să-și mărturisească păcatele. A trebuit să stăm de la ora 90 seara până la 3-4 dimineața. Tinerii stăteau la rând să intre și să-și spună păcatele, stăteau câte o jumătate de oră. Că trebuiau să-și spună tot, pentru că prezența lui Dumnezeu te conștientizează de starea în care te afli. Aș vrea să vă spun că nu putem merge mai departe până nu recunoaștem problema care o avem. Aș vrea în această zi să vă întreb, în cel mai serios mod, Dragi creștini, penticostali, baptiști, ortodoxi, indiferent cum v-ați numi, ce găleți purtăm cu noi? Știți că în momentul când Domnul Ia a pus degetul pe rană la această femeie, s-a întâmplat un lucru interesant. Ia a început să schimbe subiectul. Văd că ești un proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta unde trebuie să ne închinăm noi. Interesant. Când vine Dumnezeu și îți vorbește personal... Dacă nu ești dispus să iei o decizie, știi ce faci? Schimb subiectul. Ce-ar fi dacă fratele s-ar opri, îi ora fără cinci, să terminăm odată să plecăm acasă? Și vine Domnul Isus și o aduce înapoi pe această femeie și spune așa, închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr. Și o aduce din nou la problemă, la adevăr. Și femeia știe ce spune, știu că o să vină Mesia, haideți să vorbim despre venirea Domnului. Iară schimbă subiectul. Și schimbăm subiectul. Și vine o predică și Dumnezeu ne vorbește și plecăm acasă, schimbăm subiectul. Duhul Domnului ne vorbește, trebuie schimbare. Trebuie o schimbare radicală, schimbăm subiectul. Și la un moment dat vine Domnul, se uită în ochii ei, parcă văd. Și spune așa, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Dragul meu, în această seară nu-ți vorbește Călin Onițiu, ci-ți vorbește Domnul. În această seară nu vorbesc eu, ci Domnul îți vorbește ție. Este vremea să ne oprim, dragii mei. Este vremea să ne mărturisim și să vedem ce găleți purtăm cu noi. Nu putem să înaintăm cu gălețile mână. Știți care e problema? Noi credem că ne putem ascunde. Gălețile le vă toți. Problema e că de multe ori gălețile spline și dă peste ele. De multe ori credem că nu ne vede nimeni, dar cădem de o oboseală lângă drum și ne văd Oamenii, cum am căzut, ne vede biserica, ne vede familia, că am căzut lângă drum, și alții trec, și alții trec pe lângă noi, și noi rămânem tot acolo. Te întreb în această seară, ești dispus să iei o decizie? Ești dispus să te întâlnești cu Dumnezeu și să pleci de aici, cu o viață nouă, schimbată? El face totul pentru tine, a făcut totul pentru noi. Dar aș vrea să vă spun, ziua de mâine nu e o garanție. Ziua de mâine nu e o garanție și harul lui Dumnezeu este mare, dar se prea poate. Ca să nu fie o garanție, mi-aduc aminte la noi în Dublin. A fost o fată care a venit la biserica, a frecventat biserica și a luat hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu, dar n-a putut să se boteze, n-a putut, n-a putut, a trecut un botez și n-a avut puterea asta de a lua decizia majoră. Și atunci, într-o noapte, de fapt, la un serviciu de marți, seara, o văd venind cu lacrimi în ochi la seara de rugăciune și am întrebat tot ce s-a întâmplat. Și mi-a spus așa, în urmă cu două nopți, fiind manageră la un shop, la un magazin de fast food, la un moment dat peste noi au intrat doi oameni mascați cu arma în mână. Ne-au pus pe toți pe jos. Eu fiind responsabilă, m-a dus cu arma în spate la teșdea. A trebuit să fac ce îmi spun, să le dau banii. A fost noapte, nimeni n-a fost acolo, a mai fost eu cu încă două persoane. Să le dau bani, și mai apoi m-au pus la pământ și mi-au pus pi pistolul la tâmplă. Și în acele momente mi-am văzut viața și moartea. Și am zis, Doamne, de ce n-am încheiat eu cu tine un legământ la ultimul botez? A fost un botez înainte de o lună sau două luni. Și imediat după aceasta a venit marți în Casa Dumnezeu și a spus, fraților, când este următorul botez? Eu vreau să mă botez pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine. Ar, aș fi putut să fiu dincolo, dar El mi-a dat o nouă șansă. Dragi frați și surori, este timpul când, când trebuie să ne punem în cel mai serios mod, în cel mai serios mod această întrebare: Oare mai călătorim împreună cu Domnul? M-am îngrozit când am auzit pe cineva spunând: Și așa este. Mai nou, încercăm să aducem oamenii la biserică, cu orice preț, dar nu, să nu-i aducem la Dumnezeu, să nu le spunem care e problema lor. Aș vrea să te întreb. Vrei să-ți lași găleata? Nu știu care este găleata ta, nu știu. Să fie neiertarea, să fie materialismul, să fie minciuna, să fie uh, imoralitatea, nu știu. Dar în această seară aș vrea să lăsăm gălețile jos. Vrei să le lăsăm? Vă invit să ne ridicăm în picioare. La un moment dat, un uh, întemnițat pe nume Charlie Peace a fost dus pe ultimul drum către execuție undeva în Leeds se întâmpla aceasta, în Anglia. Și a fost dus pe ultimul drum către execuție și capelanul care mergea în fața lui și-a făcut datoria ca de fiecare dată și-a citit din scriptură câteva cuvinte despre iad. Și atunci omul acesta care era pe ultima sută de metri l-a bătut pe omăr și a spus în felul următor. Domnule, dacă aș crede ceea ce spui tu că crezi și biserica, chiar dacă toată Anglia ar fi plină cu cioburi. Dacă îmi spui tu că, diavol, că iadul este chiar așa după cum îl citești, toată Anglia de ar fi plină cu cioburi, aș umbla și aș fugi să pot scăpa doar măcar un singur om de la moarte. Dacă iadul e chiar așa cum îl spui tu, aș face totul. Te îți spun în această seară, dragul meu, iadul există, dar există și raiul. Și iadul nu e un loc în care mergi cu plăcere. Nu, nu. Ci un loc care nu-i pregătit nici pentru tine, nici pentru tine, nici pentru mine. Dar te întreb în această zi, ești dispus ca să-ți lași găleata? Aș vrea să ne cercetăm la aceasta. Invit grupul să cântăm o cântare care spune De n-ai fi fost tu de partea noastră, noi n-am fi fost în seara aceasta aici. Faptul că ești aici este numai harul lui Dumnezeu. Faptul că cineva slujește aici și ți-a asigurat condițiile necesare doar să vii și să cânți, să asculți o predică, nu este harul tău. Ci tot ceea ce se întâmplă aici este harul lui Dumnezeu. De aceea mă rog, Doamne, dă-ne putere de pocăință. Dă-ne putere să ne pocăim înaintea Ta. Pentru că Tu vrei ca să ne scoți să ne putem lăsa găleți să plecăm acasă plin de bucurie. Când această femeie și-a lăsat găleata, a plecat de unde a venit și locul unde se afla ea, toți s-au întors la Domnul. A fost o mare trezire în Samaria. De ce? Pentru că a lăsat totul și a ales să-L pe Domnul. Haideți să cântăm această cântare și să luăm decizii de a sluji